Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip sunt aici cu analiza pe care am pregătit-o pentru seria Emanet, pe care publicul o așteaptă cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Să vedem ce s-a întâmplat în trailerul noului episod. Yaman luă mâna lui Seher și se uită în ochii ei. Cât de departe vei merge să nu-i spui soțului tău că te iubesc, ți-am spus așa că uită. Zicală. Seher, am uitat că te-am împușcat imediat după ce am spus-o, Zicală. Dacă știu că voi fi împușcat din nou, o voi spune din nou, te iubesc, spuse Yaman și se întoarse spre buzele lui Seher. Erau pe cale să se sărute, dar alarma de incendiu a sunat. Alarmă de incendiu, spuse Seher. Yaman a fost foarte supărat și a spus, aș fi surprins dacă alarma nu ar suna, este timpul. Seher l-a luat pe Yaman de braț și l-a tras afară. Această alarmă a fost declanșată de Canan, de îndată ce Seher și Yaman au părăsit camera, au fugit imediat în cameră. A aruncat medicamentul în apa lui Yaman. Era prea mult, spuse Canan, iar în acel moment Seher intră în cameră. Canan a fost foarte surprins să-l vadă pe Seher. Seher este la fel, desigur. Seher încerca să spună că te iubesc uitându-se în oglindă. Te iubesc, a spus Yusuf în acel moment, privindu-se în oglindă. Mătușă, ce faci? Te iubești pe tine însuți, spuse el râzând. Seher nu știa cum să explice asta. Și Seher era acum gata să spună că îl iubesc pe Yaman și chiar i-a creat o atmosferă romantică foarte frumoasă. Seher arăta frumos în rochia roșie și Yaman în costum. Apoi Seher și-a început rugăciunea cu un trandafir în mână. Crezi că Seher l-a observat pe Canan de data asta? Crezi că Yaman va bea apa medicată? Deci ce crezi? Toate aceste evenimente le vom vedea în episodul din această seară. Să vedem prin ce am trecut în episodul anterior. Seher spune că va merge la conac și va aduce haine curate lui Yaman. Când iese pe ușă, îl vede pe Nedim și Nedim îl întreabă dacă este ceva în neregulă. Ea spune că nu este Seher și îi spune lui Nedim să intre. În timp ce Duygu spală vasele, Ali vrea să ajute. Duygu spune că o va face singură. După ce a făcut vasele, ea îi spune lui Ali că va face o cafea turcească grozavă. Când Seher intră în conac, el spune că Yaman nu poate face ce vrea. Între timp, îi vede pe Cenger, Adalet și Neslihan în fața lui. Neslihan îl întreabă pe Yaman. Seher spune că e în regulă. Cenger o întreabă pe Seher dacă este bine și spune că pot vorbi. Când Duygu aduce cafelele, îl găsește pe Ali adormit. Uită-te la Ali și gândește-te la Ali care arată biciclete. Emoția aduce perne și pături din cameră. Acoperă Ali. Duygu se așează și se uită la Ali. Gândește-te cum va plăti Ali pentru ceea ce se străduiește atât de mult să facă. Vorbește cu Seher Cenger în grădină. Seher îi spune lui Cenger că va face orice pentru Yaman. Mai târziu îi spune lui Cenger despre cererea lui Yaman. Seher îi spune lui Cenger că nu poate spune că nu poate. Cenger îi cere lui Seher să-i asculte inima și apoi să facă tot posibilul. Seher îi mulțumește lui Cenger și intră în conac. Yaman se gândește la Seher. El crede că Seher fuge din nou de el. Seher îl sună pe Cenger și îl întreabă ce mai face Seher. Cenger spune că Seher este speriat și îngrijorat. Yaman spune că știe că Seher îl iubește, dar că există un zid între ei și vrea să spargă zidul. Sultan Hala intră în camera lui Ali și vede că patul ei nu este rupt. El crede că rămâne în Duygu. Mătușa Sultan crede că este ceva între Duygu și Ali și decide să afle. Seher intră în cameră și îl întreabă pe Yaman cum este. Yaman spune că e în regulă. Între timp, Yusuf intră în cameră și intră în cameră. Apoi oamenii vin în cameră și îi spun lui Yaman să se facă bine în curând. Seher îi spune lui Yaman că trebuie să știe că cineva este iubit, motiv pentru care i-a adus pe toți cei care îl iubesc pe Yaman. Când Ali se trezește, îi cere scuze lui Duygu pentru că a ratat cafeaua. Când vede micul dejun, îi spune noroc lui Duygu. Duygu spune că este pentru a ți mulțumi și îi spune lui Ali să înceapă să ia micul dejun.
Când pui apă în ceai, fântâna începe să stropească apă. În timp ce Ali încearcă să ajute, Ali și Duygu se udă. Ali spune că o va repara. Când iese pe ușă, îl întâlnește pe Hala Sultan. Duygu vine și o invită pe Hala Sultan la micul dejun. Mătușa Sultan spune că ia micul dejun. Sultan decide să o facă pe Hala Kara să vorbească. Yusuf îi spune lui Yaman să se facă bine cât mai curând posibil. Apoi toată lumea pleacă. Yaman îi spune lui Seher că a adunat atât de mulți oameni să nu spună două cuvinte. Seher spune că important este să lupți pentru fericirea persoanei pe care o iubește. Când Yaman îi cere să-i spună, Seher spune că va cumpăra cafea. În timp ce merge la conac, Zuhal ascultă apelul lui Canan. Canan vorbește cu doctorul. Canan vrea medicamente de la doctor. Zuhal intră în camera lui Canan. Canan îi spune lui Zuhal de ce îi ascultă ușa. Zuhal spune că nu are încredere în Canan. Zuhal întreabă ce are în mintea lui Canan. Canan spune că va învăța când va veni momentul. Zuhal îi cere lui Cicic să-l urmeze pe Canan și să afle ce are în minte. În timp ce Seher citește o carte, Yaman este și el interesat de computere. Între timp, Yaman se scarpină în barbă. Seher întreabă ce s-a întâmplat. Yaman spune că îl deranjează pentru că îi crește barbă. Yaman îl întreabă pe Seher dacă are ceva de spus. Spune că nu e Seher. În timp ce Ali repară robinetul, Duygu curăță podelele. Duygu își găsește amintirile din copilărie sub robinet și se supără pe Semra pentru că le-a pus acolo. Duygu îi dă lui Ali o brățară din cutie, Felin își găsește jurnalul în cutie. O pagină din ziar cade. Emoția citește pagina. Există o poezie scrisă de Duygu mamei sale pe hârtie. Ali spune că lui Semra îi va fi dor de Duygu. Citiți jurnalul lui Ali Duygu. Rochia de mireasă a lui Duygu și visele iubitei sunt scrise în jurnal. Între timp, Duygu încearcă să-și ia jurnalul. Duygu îi arată lui Ali fotografia cu bicicleta pe care nu poate merge. Duygu spune că vor concura cu Ali și ea o va învinge pe Ali. Ali spune că va vedea asta doar în visele lui Duygu. Seher intră în cameră cu un prosop, foarfece și un pieptene în mână. Seher spune că îi va tăia barba lui Yaman. Sultan o sună pe Hala Kara și îi spune că o doare spatele și că vrea ca o fiică să aibă o fiică și să o repare. Kara spune că va veni după muncă și va ajuta sultanul Hala. Kara Sultan își dă seama că a sunat-o pe Hala să o facă să vorbească și spune că nu o poate face să vorbească. Kara îi spune că Ali are sentimente pentru Duygu. Duygu mai spune că are sentimente pentru Ali, dar nu își arată sentimentele. Mătușa Sultan spune că trebuie să fie cineva care să-l înveselească pe Duygu. Black Sultan îi spune lui Hala să nu se amestece. Nedim intră în cameră și Yaman se trezește. Îl vede pe Canan în fața lui. Canan părăsește camera. Yaman spune că vrea să iasă din spital. Și își spune că nu se grăbesc. Nedim ia dosarele și pleacă. Nedim spune că îl poate lăsa pe Canan la conac. Canan spune că nu vrea să iasă, dar urmează insistențele lui Seher. Seher îi cere ceva lui Nedim. Seher ia dosarele când intră lângă Yaman. Seher spune că s-a acumulat multă muncă. Seher spune că va fi ceea ce are nevoie Yaman și citește fișierele pentru Yaman. Canan părăsește spitalul cu Nedim. Flower îl urmează. Canan spune că și-a uitat telefonul și stă la spital. Îi spune lui Nedim să plece. Duygu îi spune lui Ali că va face ceai. Între timp, în timp ce face ceai, ea cântă melodia populară de 15 minute pe care o cântă Ali. Ali îl urmărește pe Duygu de la ușă. Ali crede că e timpul să mă duc acasă. Ajungem la finalul acestei secțiuni, prieteni, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Vă mulțumim că ne urmăriți! Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri!